Și vorbim despre lovitura pe care o primesc românii care aveau rezervări pentru vacanțe sau călătorii de afaceri. Nevaccinații nu mai sunt primiți la hotel în următoarele 30 de zile. Ce se întâmplă cu vacanțele de sărbători dacă se va prelungi această măsură? Discutăm cu domnul Ciprian Enea, consultant în turism. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenția la News Magazine. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva ca persoane nevaccinate să nu fie primite în hoteluri, domnule Enea. Care sunt consecințele? Da. Până acum nu ne-am mai confruntat cu o situație de acest gen, așa cum bine știm, chiar și anul trecut, în vârful pandemiei, în perioada de toamnă, turiștii au putut să merge în hoteluri fără certificatul verde, fără vaccin, respectând, bineînțeles, normele de distanțare cu foarte multă strictețe. E bine, iată că este prima oară când celor care nu sunt vaccinați și care nu au trecut prin boală li se interzice, li se îngrădește accesul la vacanță, la vacanțele în România în principal. Acum sunt două întrebări pe care ni le punem în mod firesc și turiștii și noi cei care operăm în turism. Pe de o parte, ce se întâmplă cu rezervările care sunt deja făcute și sunt făcute de către turiști nevaccinați? Și pe de altă parte, cum vor supraviețui hotelierii care, bineînțeles că în aceste condiții se confruntă cu dificultăți mari și așa era o perioadă extrem de dificilă și așa rezervările, în special pe zona de munte, unde acum ar fi trebuit să avem cel puțin în weekend pensiune și hotelurile pline și așa sufeream. Așadar, încă o lovitură pe care o primește segmentul Horeca. La această oră este un adevărat val de oameni care se duc spre munte. Este aglomerație mare și veți vedea imagine în scurt timp la Antena 3. Este ultimul weekend în care și nevaccinații se mai pot caza la hotel și oamenii încearcă să profite. Cât credeți că s-ar putea prelungi această situație? Săptămâna viitoare este vacanță forțată pentru elevi. Poate unii se gândeau, unele familii se gândeau să plece. Acum nu mai pot pleca. Oricum, ideea era să limităm cât mai mult deplasările. Da, este o discuție mai lungă. Întrebarea pe care ne-o punem, dacă acum elevii sunt în vacanță, ce vor face în vacanța de vară? Vor recupera având una, două săptămâni în plus în vacanța de vară? Pentru că într-un sezon turistic și așa foarte scurt de, nu știu, haideți să spunem 8-10 săptămâni, dacă anulezi aceste două săptămâni de vacanță de vară pe care elevii ar trebui să le recupereze, atunci lucrurile vor arăta foarte prost și la vară. Dacă să nu mai vorbim de faptul că, iată, acum când avem această vacanță forțată, vacanța a venit dublată de interdicția de a merge într-un sejur, într-un weekend la munte, pentru turiștii care nu sunt vaccinați sau care nu au trecut prin coronavirus. Din nou, o dublă lovitură pe care segmentul Horeca va trebui cumva să o amorseze într-un măcar, fel sau altul. Măcar, dar avea efect restricțiile să se reducă numărul infectărilor, să ne putem întoarce poate de sărbători în vacanțele obișnuite. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Enea, pentru intervenție.